Bună tuturor, bun venit la nou Carvlog. Eu sunt Gaju Kid și vreau să vă urez la mulți ani, fiindcă acum în 2018 o să urmeze numai nebunii și chestii foarte faine. În seara asta o să ne plimbăm și o să râdem un pic cu toți nebunii ăștia mei, că dacă tot ne-am strâns acum. Bă, ce e aici, bă? Liniște, bună seara și bine că v-am găsit la un nou Carvlog. Și luminile se sting când intru eu în mașină. Bă, serios, bă, eu trebuie să zic. Eu trebuie să zic chestia asta. Eu trebuie să zic chestia asta. Iar începe cu chestia. Nu mă interesează, bă. Eu trebuie să zic. Bă, nu vine să cred că deja ne certăm și abia acum am început vlogul. Ei sunt nebunii mei și hai să ne distrăm un pic. Chine, să spui centura, că altfel urlă lumea. Joșca, you are the chosen one. Joșca, ce-i cu lumina aia pe tine, bă? Așa? Nu, mijlocul. Bă, ei. Nu mijlocul, bă. Da, taci odată. Zici că seria 6 dau cu capul în plafon, bă. Taci odată, din gust. Da, știu, se încălzește. Așa. Unde vreți să ne plimbăm? Haide să mergem. Du-ne la KFC Drive. Oh, KFC Drive. Hai să îi poziționăm și pe cineva de mai bine. Și ce ați făcut de Revelion? A, ne-am petrecut împreună. Da, așa a fost. Ai uitat. Așa tare te-a distrat, deși uitat. Bă, a fost foarte fain, să știi. Am fost la vecini, ne-am distrat, ori avea muzică, haos. Manele. Bă, sincer, da, ori am avut și manele. Dar nu cât timp am stat noi acolo. Până am ajuns noi. Până am ajuns și am pus acolo o piesă foarte mișto și le-am schimbat la ea stilul și le-a plăcut foarte, foarte mult. Bine, au început să plece pe rând acasă, dar sper că nu din cauza noastră și a muzicii. Haos. Chini centura! Bă, Giușca, de ce nu mi-ai pus centura, Giușca? Bă, Mimi. Bă, Mimi. Deci el este Giușca, pentru... dacă nu mai știți. E numărul Giușca lui ăla la care tot sunați, da? Și acum mai vinde mașini ocazional, omul. El încă vinde șeptoară, așa. Nu mașina lui, că e la fel ca mine, fără mașină. Ba, are, el are A6-le ăla, dar se plimbă taxo cu el, nu? Glumesc. Da, mă, lasă că la Cluj te dai cu ce, cu MacBook-ul? Cu MacBook-ul se dă. Și ia MacBook-ul în rucsac. Și? iPhone-ul în buzunar. Apple Watch pe mână. Și merge cu tramvaiul. Ai pe dung, Iosan, da? Da, băi, nu înțeleg, pe vremea mea... Și ia tramvaiul, că-i mai ieftin. Sincer, pe vremea mea se scria pe caiet. Și acum, pe vremea asta și generația asta nouă, se scrie pe iPad. Giuși că e singurul care scrie pe iPad. Bă, dar nu vă mai certați pe copii! Priște acum că nu fumie și bă, așa palmă zău de handicapat. Ce prost pe omul. Uuu! Bă. Ce? Giuși că în cap? Da. Nu. Ah, nu, bine, stai să nu cap nici atât. De ce? Dar nu, că e Antonio în spatele tău. Știu. Băi, Giușca, ești pe trapă. Tu trebuie să ieși pe trapă, Chimi. Giușca, ești pe trapă. E prea departe, bă. Mare că Bradu, prost că gard. Uai, ce s-a încălzit chestia asta. O frige. Da, și asta. Deci sunt 3 grade afară. Ce e cu tine, Sebi? Sebi toată ziua o purta lemne și obosit. Sebi o căra lemne. O purtat lemne. Se cară. Bă, e fain ca să ai și mineu acasă. Ce ai cu omul? Îi place să-și pună el lemne da, în casă, bă, dar să iar taie. Următoarea lună iar se plânge că e loc. Ți-am zis, doar am menționat, n-am făcut caz. Cărat tu lemne. Și faci caz. Deci a venit acum câteva zile Sebi la noi și Chini uita să-și cumpere jeleu, el fiind foarte obsedat de jeleuri. Și l-a rugat pe Sebi, bă, adu jeleuri. Bă, nu, că toată ziua am umblat, am cărat lemne, am tăiat lemne, nu mai am chef să mă opresc să-ți cumpăr și jeleuri. Și de atunci se ceartă în fiecare zi pe aceeași temă. Păi, omul, dacă nu iese din casă o zi sau două și nu e în stare să meargă până la WC să-și ia jeleuri... Bă, omul editează. Bă, cu ce? Că n-are carnet, bă. A, da. Bă, mă, carnet, carnet, și n-am așteptat. Și n-ai carnet. Ai, de când ai făcut 18 ani? Asta se plimbă cu carnetul în buzunar, cu tramvaiul. Decât să mă plimb așa, mai bine nu-l am. Bă, sincer, n-am bani de mașină, nu-mi permit nici măcar o bicicletă. Bine că ai două aparate foto. Și tu vrei să iau permisul. Hai să punem pe confort un pic. Bă, ce e acolo? Evează luminile, bă. Ce-i cu luminile? Dar trebuie să ne vedem, fiindcă este un vlog de seară. Dar ne vedem, uite, că este, sunt beculețe ambientale. Nu, mi-a zis că ești un extraterestru în OZN, uite. Hai că-l sting și pe asta. Bă. Și... Nu, mă, nu, bă, da, da, taci un pic. Bă, Giuși, că tu, în general, nu ești ascultat. Bă, e ok, uite, pot să... Ce ai făcut? Ai pus pe alb?
Da. Bă, nu schimba, termină o dată. Nu, ce juca acolo, minițele. Taci, mă. Gata. Gata, nu mai merge. Trage ok cu 5, te pune în mașină. Da, mai ales Giușcă care are 2 metri jumate. Și o tonă. Din cauza lui depășim greutatea maximă admisă în videoul acesta. Dar pe asta n-am mai auzit-o. Dar ne trebuie autorizație, ne trebuie permis sau ce? Ne trebuie autorizație de... De-aia l-am pus pe mijloc să nu distrugă balansul. Să țină centrul de greutate. Echilibru. Exact. Da. Refulează după aia mașina ca și tirul. Ce ne-am face noi fără Giușcă? Păi nu știu, ar fi fost un 2018 foarte plictisitor. Ce face femeile fără Giușcă? Giușcă e idolul femeilor. Da, Giușcă e... Și totuși, cine e idolul femeilor? Menționăm că a fost una de doar 5.000 de copii și înjurat și tot. Chiar pune înregistrarea aia, o mai ai? O, Antonio are pe telefonul lui spart. Da, chiar povestiți un pic ce ați pățit când ați vândut șeptarul. Nu mai țin minte. Bă, aprinde becul ăla că nu se vede nimic în spate. Da, Antonio. Da. Ești și tu cu noi? Oh, da. Salut, Antonio. Ah, salut. Sebi, salut, Antonio. Ciao. Salut. Ce faci? Ce bai? Bună seara și bine v-am găsit la un nou car vlog. Bă, nu din nou, bă, deja nu mai pot să aud chestia asta. Dai, salutăm pe oamenii ăștia care au venit și ei acum. Bă, este un simplu format. Eu încep așa, spun bla bla bla, bine ați venit la un nou car vlog și după aia și pe parcurs zic eu. Și pe parcurs deja mă termin tu psihic cu chestia asta de 6 luni de zile. Lasă, și enervezi și pe oameni ăștia și ai văzut că ți-au blocat deja Facebook-ul, deci nu știu ce da, mai vrei să faci. Azi mâine o să-ți blocheze și Instagram-ul. Bă, Kini, ai trimis iPhone-urile până la Instagram. Bă, le-am dat lui Șerban. Și zicea că a trimis peste 40 până acum. Bă, nu știu, eu zic că adică omul minte. Chiar vrea să ajute oameni. Bă, din deci cine vrea un iPhone, o să urmeze încă... Dar nu mai faceți reclamă la mine aici, dar ce se aici acum? O să urmeze încă un concurs, deci zicea Șerban că o să fie 10 iPhone 10, ca să fie gen 10, m-ați prins, ok. O să mai dăm încă 10 iPhone 10. Și o să ajungi deci, la 2 lei pentru o glumă. Deschide geamul să intre gluma, poftim. Mai e foarte cald. Deschide geamul să intre gluma, e ok? Sau vrei răcirea scaune? Aoleu. Bă, dar mie... Mersi, hai să discutăm aici. Că ăștia sunt... Bă, Kini, mie mi-a zis Șerban că dă și altceva, nu numai iPhone 10. Ce vrei să zic? iPhone 2G? Da. Ce-am mai zis că dă? Da. Bă, nu știu ce aveți cu prostiile astea. Nu, noi nu facem aici sponsorizări, nu dăm nimica gratis. Dacă vreți să îl întrebați pe Șerban, da, intrați Șerban pe dă, el. Gratis. Dar nu știu, da, intrați pe Șerban. Eu n-am primit nimic gratis. Ție ți-o dat telefonul. Eu l-am plătit pe a meu. Deci chiar cine mi-a dat mie? Șerban, nu? Tu ai zis că l-ai câștigat de la el. Nu și-ai zis. Trebuia să le zici? Bă, na. Păi dar ți-o dat și ție unul gratis. Pui mei, nu-i vina mea că ai dat share și like și prostii în alea. Bine mă, l-am ajutat pe un să scape de două telefoane. Erau pe cap. Stăteau pe cap, așa? Da. Adică ce urcau prea tare. Dar nu poți să le dai așa în familie. Trebuie să le dai la vedete. Trebuie să le dai la oamenii care ne apreciază. Eu și zic care... că o să fie cel mai plictisitor vlog, sincer. Până apare Antonio. Vai, e să Antonio. Nu ne prinde radarul că merg cu 20 la oră. Bă, dar... Eu vreau să mă bucur un pic de plimbarea asta, nu să mă duc. Uite, nu vezi cum mă urlă ăsta, dacă ne oprește poliția chiar o să urle așa, că ăsta e nebun. Dar nu se aude că e antifona bine. Da, corect. Da. Asta e mașină pentru răpiri. Hai îl băgăm pe Antonio în portbagaj. Hai chiar, intri în portbagaj. Ți se trage de la atâta Mafia 3? Da, exact, exact. Bă, deci când ne-am jucat Facebook zilele astea, eu nu mai pot zi. De anul trecut ne jucăm în continuu. Nu, de la ziua mea, din 28 decembrie. Din 28 decembrie, apropo, din 28 decembrie. Vedeți, deci așa, asta facem noi când nu facem vlogging și avem concediu el de la poze și fiecare de la treaba lui. Da. Ne jucăm pe ei. Ce face? Dau cu ganterele după oameni. Da, tu normal. Da. El s-a apucat să antreneze oameni, sirena. Personal trainer. Și tot timp mai urli câteodată așa, nu? La nunți, boteze. Așa se exteriorizează. La nunți, la boteze, oricum mai faci. Da, bă, te iau cu mine, bă, poate facem noi echipă bună. La nunți, da. Lucrez cu copii. Parastas.
Tu numai, tu filmezi Parastase? Te-am mai întrebat, așa e? Și în mormântări, nu? Faci vitaje din alea sombre și triste. Da, pe piese din alea, știi, din așa mai epice și mai... Bă, oare cum era să mă duci toată? Îi dai puțină culoare în obrăzare. Cum era? Așa face. Din editaj. Așa făceai? Dar stai că tu n-ai permis, de nu putem să facem tranzițiile astea, așa că... Chini n-are permis, Chini n-are permis. Nu merge, dar e stricat. Acum ești pe trapă, Embe. 190? O, de ce ai încet în ei? Bă, da. Termină. Nu, nu da, din casă din cât de repede merge mașina. Nască, e mai bine așa. Mergem frumos, e liniștit, deci ați văzut... Hai bă, să ne bucurăm de plimbarea asta, bă. De mult nu ne-am mai plimbat așa. Pe centură. Bă, sincer, am fost de un pic mult supărat de mașină. No. De ce să mă plimb? Când o nis la Oradea, au fost urât. Cu Supra, nu ies, bă, că ultima oară când am ieșit, așa mi-a tăiat una calea, zici că era strada ei toată. Și numai pe vremea asta îți taie lumea calea? Dacă nu, e vreme bună, nu îți taie nimeni calea. Pe vremea asta e mult mai agitată lumea. Da, dacă plouă, e agitată lumea. Da, să știi. E plouă, nu știu. Nimă când ne depășește Loganul. Bă, nu e un Logan, este un Opel. Axi. Este un Opel. Aki. Câinele tău. Îl repet. Încă unul. Era pe câinele. Asta e solența, cum adică încă unul, tu nu distingi? Ești taxoldonist? Nu, e doar giușcă. Există solența pe drumurile de... Da, majoritatea sunt de polițiști. Scuză-ne, Sebi, no, tu acum ai venit de pe Anglia, figuri. Da, chiar, Sebi e al doilea vlog în care apare. Cred că mai apărut în alea când a fost în Anglia. Nu, bă, că fac... Deci vlogging am făcut exact un an acum, de ziua mea. Sincer. Deci un an de zile. Nu ne minți. Promiți? Nu mint, dar de-aia... Giușca aici, fiecare dintre noi are un rol. Giușca aici e bodyguardul nostru. Nu, el e Mimi. El răspunde la telefoane, el vinde mașini. Mimica și spion. Păcat că n-am mașină, că ești dau-o lui Giușca să o vândă. Are și port de armă. Port de armă se numește permis de port armă. Păi el are port de armă, ce vrei, da. În lumea lui Antonio el are port de armă. Scuzați-mă, port de armă. Cine a zis că bă, de la pro, am urât din glumim, dar la chinii trebuie dulciuri, că nu mai bă, au dulciuri. Deci dacă închide la non-stop și nu pot să-mi iau dulciuri, bă, aici geleuri. Aici este un abiciu și un sinoprim când întoarci și ți-ai dulciuri. Ba da, merge și ți-ai dulciuri. Cred că toate sunt expirate. Geleuri! Pentru chinii e ok asta, că mai nou. Mai nou bea la... limonadă expirată. Bea limonadă expirată! Bă, nu, faza cu limonada. Faza... Bună seara și bine v-am găsit la un nou car vlog. Mai nu mai pot, bă, sincer. Te-a afectat, cred că limonada aia, nu? Bă, a fost puțin în geam, te rog, nu-i rău. Deschide trapa să iasă pe geam. Da, chiar, Chini, ești pe trapă. Chini, ești pe trapă. Ești afară pe trapă. Chini, ești pe trapă. Hai acum. Dar lumea nu știe de faza oricum. Ba știe. Nu știe nimeni. Ba știe, chestia aia de la Arad. Hai să punem acum. Nu, glumesc. Strici video. Oricum tu l-ai stricat cu urmă. Oricum tu nu ești cu noi. Adică e tot una. Da, gen a fost ideea lui Antonio. Bă, hai să facem un video înainte de lansare, de nu știu ce, să ne prostim doar în mașină. Și el e cel mai obosit acolo, cel mai liniștit. Eu da chiftelele și salata de băf, cred că. Ai mâncat salata de băf expirată, Antonio? Am băut citronadă. Bă, am încercat să-i fac doar o lămâie. Nu mai tot începe acum cu citronada aia. Citronadă. Deci a ascuns Anda un flacon de jumate de citronadă, o chestie ungurească. Era sigilat. Și de aia noi facem limonadă. Bine, am vrut să-i fac lui că era sete și nu bea cola, are figură. Cu a rămas fără sucul lui preferat. Sebi nu a vrut să-l ducă să-i cupere jeleuri și pentru că o cărat lemne acum 3 luni. Și încă îi bați apropo cu chestia asta. Da, și toată viața și a făcut o limonadă și după a venit Anda și a zis, bă, expirate de 2 ani. Și chiar așa era, noi am băut limonadă expirată. Da. Uite că trăim, deci beți liniștiți. Ați făcut puțin mai moale. Doamne, ce nebun, în jur.
momentul ăsta ar trebui să fie o altă mașină, nu o mașină cu ăștia. Da, de mașina ta. Mașina mea, măcar acolo aș fi. Meriți o reacție mai bună, înțelegi? Deschide geamul, trapa, tot, de să intre gluma că... Bă, magazinul pentru chinii. Lasă-l. Nu, lasă că ducem să facem niște poze și după aia o să își cumpere. Bă, și când ne plimbăm lucrez, bă. Dar tu mereu lucrezi, bă, deci nu se poate plimba omul liniștit că lucru, trebuie bă. Să lucreze, bă. Trebuie să faci poze. A venit în concediu anul trecut. Bă, ești aici din 28 decembrie și n-ai făcut nicio poză la oameni ăștia. Bă, ai făcut o poză cu interiorul. Da, am făcut. O poză cu interiorul, deci... Mi-a făcut și mie o poză. Ție? Da, da. Să-i dați like-ul. Ăla, omul din umbră de acolo. Da, da. Da, cei patru oameni pe care îi urmăresc pe Instagram. Fa, Antonio. Bă, de strâmbat luminile. Da. Bă, ce oameni plictisitori, bă. Eu n-am loc, bă. Prea mică mașina. Așa, și dacă ai avea mai mult spațiu, ai fi mai amuzant? Da. De ce? Giușcă? Nu, Giușcă poate o să-ți arate vreo femeie, nu, prietene Giușcă de lui. Nu, Giușcă o să ne întrebe câți microni are. Deci nu vine să crezi, iar ajungem la întrebările alea. Când l-am cunoscut eu pe Giușcă, eram cu Meleu. Acum 2 ani și a venit Giușcă omul la mine și m-a întrebat. Bă! Ce Dumnezeu ai? Bă, ți-l bat, mă. Omoare. Deci, vine aia muscă. Și idiotul din Giușcă m-a întrebat cât țin LED-urile. Bă, na. Bă, hai, bate-ți-vă. Nu dacă obiectivul. Bateți-vă, hai, hai, că știu că asta vreți. Bă, vezi că îți faci o poză cu Blitz? Nu! Bă, tatătul, că nu e cel. Ah, și am ieșit la plimbare. Voi cum v-ați plăcut cu Crăciunul, Reveionul? Trebuie să meargă la psiholog. Eu trebuie să schimb prietenii. Vedeți. Și da, e o problemă cu prietenii mei. Bă, nu dam trapă. Ești pe trapă. V-ați calmat? Bă. Uai, ce se face? Gata, copii mici, gata, go! Gata. Dai-l locul tău. Tu ce vrei, mă? Și tu vrei, mă? Dai-l locul tău de joacă, hai! Și tu vrei, mă? Dai-l locul tău, pune-i centura! Ia-l opticul, gata! Ha, ha, ha! Chini îngerul! Bă! Deci dacă-ți... Eu zic să ne dăm jos din mașină să vă bateți. Da, hai, acum! Haideți, acum, direct! Haideți! Mai sus, mai în față. Dă-le și un cuțit la fiecare. Giușcă, îți iau MacBook-ul și ți-l sparg. Asta e înjurătură pentru Giușcă. Ce s-a întâmplat acolo, bă? Ce s-a întâmplat acolo, bă? O fugit de fund. S-a întâmplat acolo, bă? O fugit de fund. Mă, pui pe sport. Da, pui pe sport. Ce vrei mai sport? Dacă ți-ai dau pe clape? Ești pe confort. A, da, sunt pe confort. Bă, las acum, că dacă... Nu. Sunt pernile așa. Și unde vrei să faci poza? Acolo? În sensul giratoriu. Nu, mirați la stânga. La lacul cu nuferi. Bă, un pic de lumină aș vrea. Îți fac eu cuplițul. Uite aici. La telefon. Uite, perfect, e galbenă. Uai, ce fain. Uite, ce lumină urâtă. Fai de capul meu, mi-e vomit, bă. Ce-i cu locul ăsta? Hai să facem MMA. Bună seara și bine v-am găsit la un nou car vlog. Ciao, Kini. Urmează MMA vlog. Rămâi în lumea ta. Nu vă rog eu. Deci dați un like și un subscribe și un... Vă rog, abonați-vă la Kini pe Instagram. Doar ca să-l salvați pe omul. Mușcă de picior, Kini, mușcă de picior. Deci oamenii aia din mașina aia de acolo zic că suntem idioți. Deci a venit cu noi, ne batem aici, bă, că... Vede că pleacă, eu nu cred. Hai acum, bă, serios, bă, mai bine faceți două flotări. Bine ați venit la Ai Umor! Ok,
fui, deci 3 grade să afară, e atât de fric. Și proștii ăștia chiar ori au vrut să se bată haos, așa că azi s-a oprit tot. Și ne continuă nebunia, fiindcă, vedeți, și dacă sunteți prieteni, nu vă prostiți în bătaie. Arată-i amul ce ai pe mâini, arată-le, serios, te ștergi, așa-i? Nu, nu mai arăți așa-i. Bine. Picioare. Sincer, acum ți-ai cumpărat tot magazinul? Bă. Tot magazinul l-ai luat, bă? Am luat tu. Spectrul ce s-ar până mie dimineața. Deci, ți-ai luat cele urmă care să nu te mai au de geleuri? Bă, am luat, bă, 5-6 pachete. Ce te-am prins timp pe mână. În sfârșit, să nu te mai aud cu geleuri și cu chestii din astea, că ți-ai fomică de geleuri. Artist. Na, bun, hai. Ne-am plimbat, v-ați bătut, ați luat geleuri. Putem să mergem acasă, să jucăm Forța 7. Da! Bă, hai, bă, vă bate și voi, împiși, nu mai aveți chestii nimic. Centura. S-a stricat atmosfera. Centura. Bună seara și bine v-am găsit la un nou car. Bă, ai murit și acum ai înviat în acolo. Insidious griat. Te rog frumos, spune centura, bă, tu ești tâmpit. Ascultă. Bă, dar te rog, pune centura. Ce tip e sunetul ăsta? Bă, nu băga chestii. Dar te rog frumos, pune centura atunci. Cine Angel Varga? Varga Piști. Bună seara și bine v-am găsit la un nou Carvlog. Bă, Carvlog, dar Carvlogul se cam încheie aici. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de nebunia asta ce s-a întâmplat. Sper că ați râs. Și restul o să le aflăm în următorul vlog. Deci nu uita să apeși pe clopoțel și ei sunt psihopații mei aici. Peace, bros, peace. Vă pupăm, bună seara faină. Bună seara și bine v-am găsit la un loc. Chini, gata! Vă salutăm, pa, pa!